Una sală aviației de vânătoare sărbătorit în pragul vârstei de 100 de ani. Generalul de flotilă aeriană în rezervă Ion Dobran a fost onorat de figuri marcante ale generațiilor care au servit în aviația românească. Erou al aviației de vânătoare în cel de-al doilea război mondial, cu 10 victorii, 70 de lupte aeriene și 340 de misiuni. Experimentatul pilot a rememorat alături de colegii săi mai tineri câteva dintre întâmplările prin care a trecut. Am făcut cu brio, fată, cu cele 150 de misiuni pe care le-am făcut eu în teritoriul inamic, am găsit de 74 de ori inamicul și am putut să ducem lupte aeriene. Am doborât 12 avioane și probabil 4 probabil, dar neomologate. Ne-am bucurat de faptul că am avut unul dintre cele mai bune avioane din lume, Messerschmitt 109 Gustav. Era echivalent cu Mustangul american. Evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii. Vector de promovare a valorilor și tradițiilor aviației române, ARPIA este un susținător al imaginii și contribuției românilor la dezvoltarea aeronauticii naționale și internaționale, un promotor al culturii aeronautice. Ea are rolul, spre deosebire de ARPA, de a promova istoria aviației, cu care aviația română se mândrește foarte mult. ARPIA are o agendă bogată, plină de evenimente culturale, sportive și asociative, care marchează relațiile cu aviația militară, cu aviația civilă și cu parteneri din Europa.